Aoleu, Bitcoin la 20.000, ce, dar ce facem acum? Cumpărăm, vindem, ce facem? Salutare frumoșilor, bine ați venit pe canalul vostru de YouTube, unde învățăm împreună educație financiară și cum să vindem atunci când Bitcoin este în scădere. Nu? Nu! Hai să vedem ce s-a întâmplat în ultima perioadă, adică în ultima zi, cu Bitcoin, din cauza lui Elon Trump, spun unii. Deci Donald Trump spune că Bitcoin este un scam împotriva dolarului, ok. La fel ca și Elon Musk, Trump spune exact ce are pe suflet și nu-l interesează pe cine rănește sau pe cine afectează sau cui îi place. Spune exact ce are pe suflet și zice în momentul ăsta exact așa. Bitcoin sună a scam, domnul Trump spune. Nu-mi place pentru că pare o valută împotriva dolarului. Ah, ce să vezi, chiar este. Și bineînțeles că el vrea ca dolarul să fie valuta mondială. Parcă vin așa din ce în ce mai multe știri negative, la fel cum a făcut și Elon Musk, la fel cum a făcut și China. Și după ce m-am documentat și eu mai mult, parcă totul a început de anul trecut, de prin octombrie, noiembrie, ceva de genul, când PayPal a anunțat prima dată că utilizatorii platformei vor putea să cumpere, să țină și să vândă criptomonede. Deci, practic, articolul ăsta a fost scris pe 21 octombrie 2020 și apoi un update pe 12 noiembrie 2020. Deci totul era gata, totul era pregătit, putea să cumpere oricine criptomonede și să le țină sau să le vândă după aceea. Și știu că da, iar vorbesc de criptomonede, iar vorbesc de blockchain, dar de fapt vorbesc despre mediul financiar. Uitați ce spune PayPal despre explorarea lor în spațiul ăsta. Deci explorează și investesc în următoarea generație de servicii financiare. Deci domeniul financiar se schimbă, eu nu vorbesc de cripto, nu transform canalul ăsta în cripto. Cripto este doar o denumire, punct. Ne referim strict la ce se întâmplă cu domeniul financiar. Este în schimbare în momentul ăsta. Trebuie să fim mult mai atenți. Eu moftic că n-am fost atent mult mai din timp și nu vorbesc de prețuri aici. Toată lumea când se uită la cripto, se uită la prețuri și ce volatilitate mare are. O să vă rog pe cei care mă urmăriți de ceva timp și v-am tot împuiat capul cu toate tâmpenile financiare de până acum, fiți atenți la ce vă spun în momentul ăsta. Sistemul financiar mondial se schimbă. Trebuie să ne educăm de pe acum. Eu nu zic că Bitcoin este viitorul, că blockchain este viitorul, că Ethereum este viitorul. Eu zic că tot ce se întâmplă acum cu blockchain-ul și cu sistemul financiar și cu spațiul cripto care vin unul între altul, pur și simplu, de la o zi la alta, va determina ce se va întâmpla în viitor. Și trebuie toată lumea să fie atentă. Ați văzut că în clipurile în care nu vorbeam neapărat de cripto și cripto era doar o modalitate în care să investești, vă spuneam cum trebuie să înveți să faci bani din orice sursă. Fie că faci trading în cripto, nu mă interesează, fie că ai un salariu pur și simplu ca orice alt om și ești angajat, fie că ești freelancer, fie că ești antreprenor, ce facem cu banii ăștia care devin din ce în ce mai inflaționari? Treaba asta cu Trump, ce a zis Trump, cu dolarul, cu... Nu o să mai existe în viitor. Deci faptul că ei se pregătesc să printeze încă 6 trilioane de dolari la anul nu înseamnă decât că lucrurile se vor aprecia, cele de valoare. Gândiți-vă că în ultimul an de zile, în America cel puțin, mașinile second hand s-au scumpit din cauza că se printează dolari ca la nebuni. Oțelul s-a scumpit, lemnul s-a scumpit cu 300% aproape. Deci lucrurile astea nu se scumpesc pentru că devin mai valoroase, ci pur și simplu sunt prea mulți bani pe piață. Și dolarul american reprezintă 20% din totalitatea banilor la nivel mondial. Și bineînțeles că Trump vrea să fie 100%, dar na, omul e puțin debil, ce să mai. Și de ce v-am zis de PayPal? Pentru că aș vrea să ne uităm la noiembrie-decembrie anul trecut. Deci după ce a anunțat PayPal, uitați-vă un pic, a început să crească ușor-ușor. Și după aia, undeva în decembrie, a început să crească vertiginos. Și dacă ne uităm pe linia asta, suntem la 20.000 aici. Ăsta este scopul clipului de azi și după aia o să trecem mai departe la cineva care face trading și face analiză pe charturi. Deci undeva pe aici s-a decis oarecum ce va urma și a început să crească și iar să crească și să scadă puțin și iar să crească, etc. Și a ajuns la all time high la 64.000, aproape 65.000. Și hai să vedem puțin analiză tehnică, să vedem ce zice Sheldon, unul din tipii la care mă uit când e vorba de analiză tehnică pe charturi. Or anyone sees us still making our way over here? Guys, we're about 70% through this bear cycle right now. We're about 70% there. There's a possibility we can still go to $20,000. Definite. I have a zone that takes Bitcoin between $20,000 to $26,000. That is my next cycle. The fact that we've broken that flag, where's the next support? We've dropped all of the support in this zone over here. Where's the next support? That's this big section over here.
Deci ați văzut ce a zis băiatul ăsta? Practic atunci când se referea la suport. Unde este următorul suport? Pentru că noi am făcut un breakdown mai jos. Știți că a scăzut în momentul ăsta până la 32.000 și un pic Bitcoinul din nou. Și practic următorul suport se aduce până la 20.000, între 20.000 și 26.000. Exact ce ziceam mai devreme de faptul când a început toată nebunia asta cu metoda Wyckoff. Pentru cine studiază metoda Wyckoff, când vine vorba de acumulare sau analiză tehnică în principiu pe charturi. Și dacă ne gândim după ce a urmat treaba cu PayPal-ul, după aia a urmat numai pompări. Tesla a cumpărat de 1,5 miliarde de dolari Bitcoin. După aia Tesla a băgat Bitcoin ca modalitate de plată să cumpere Tesla. Bineînțeles că n-a vândut mai nimic, a vândut 13 mașini. Și au fost numai și numai urcușuri. Și când a ajuns Bitcoin la 64.000 de dolari, după aia a urmat numai coborâșuri. La fel, Elon a făcut niște tweet-uri și a zis că Tesla nu mai acceptă plata cu Bitcoin la mașini, de parcă avea vreo relevanță, din cauza consumului mare de energie electrică și faptul că dăunează mediului înconjurător. La fel, un pic bullshit. Apoi se preconiza că Tesla și-a vândut tot Bitcoin. De fapt, a vândut doar 10%. Apoi China a banat Bitcoin pentru a 17 oară în ultimii 3 ani de zile. A picat și mai tare. Și ați văzut zilele astea ce a declarat Trump, care practic a împins prețul și mai la vale și a făcut breakdown-ul de care zicea băiețașul ăsta pe analiza tehnică. În timpul ăsta, la toți investitorii la care mă uit, investitori foarte, foarte mari, vorbesc numai despre faptul că ei vor cumpăra Bitcoin. Toți sunt pregătiți să cumpere Bitcoin. Michael Saylor inclusiv a făcut o grămadă de întâlniri de genul ăsta, printre care una dintre ele îndemna aproape 7.000 de companii, din ce am înțeles, să cumpere Bitcoin și le-a arătat modalitatea cum să o facă legal și durează undeva la 6 luni de zile. Deci ăștia practic își pregătesc banii, companii foarte, foarte mari. Și pregătesc banii ca să bage în asset-uri. De ce? Pentru că în momentul ăsta nimic nu este mai fezabil și o investiție mai bună decât Bitcoin și, mă rog, spațiul cripto. Nici măcar imobiliarele. Pentru că dacă ne uităm în urmă cu un an de zile, ai 6 luni să zicem, tot ce s-a apreciat, sau ce s-a apreciat cel mai mult până acum au fost criptomonedele sau crypto assets. Nici măcar aurul. Aurul s-a apreciat cu 3% în ultimul an. Și noi ar trebui să vedem ce fac ăștia mari, ăștia care au foarte mulți bani. Bineînțeles că o să cumpere când e în scădere. Asta fac cei mari. Și au vândut când era în creștere. Asta este, mi-am luat și o țeapă, sunt o grămadă care au pierdut o grămadă de bani. Dar pentru faptul că au vândut, eu n-am vândut nimic până acum. Și de asta nu recomand ca nimeni să vândă, mai ales când e în scădere, din contră, doar ce am cumpărat din nou. Și Sheldon, băiatul ăsta de mai devreme, zicea că dacă ajungem la 20.000, care este următorul suport, care este destul de rezistent, probabil că o să fie o pompare foarte, foarte rapidă. Apoi. Eu ce să zic, sunt pregătit și acolo cu bani, adică de-abia aștept să scadă din nou. Sper ca cei care au băgat bani să nu se panicheze și să nu vândă, pentru că privind pe termen lung, practic tot spațiul ăsta cripto o să capteze din ce în ce mai mult în domeniul financiar la nivel mondial. Deci eu nu zic ce să cumpărați, nu zic să cumpărați în momentul ăsta, eu zic doar să fiți puțin mai atenți, să vă educați mai mult, exact cum fac și eu în momentul ăsta, adică în fiecare seară stau și mă educ, nu mai la serial, nu mai la filme, nu fac decât să consum informație despre ce înseamnă în detaliu mediul ăsta de cripto și cum va influența practic tot sistemul financiar în viitor. Ăsta este singurul lucru pe care v-aș sfătui să-l faceți în momentul ăsta. Nu să cumpărați ceva neapărat, pur și simplu să vă educați, pentru că ăsta va fi viitorul. Sau ce se întâmplă acum va determina viitorul în sistemul financiar. Punct. Adică prefer pe termen lung să mă iau după investitorii ăștia mari care analizează oarecum spațiul ăsta și investesc sau decid în ce să investească, decât să mă iau după cei care vorbesc pe TikTok că spațiul cripto este Caritas. Așa că frumoșilor, lăsați un like la clipul ăsta pentru că avem nevoie să dăm informațiile împreună către mai multe persoane, să vină și ei cu părere, să vedem ce se mai întâmplă și ce mai aflăm nou. Așa că dacă ai și un comentariu, lasă-l acolo, spune-mi ce părere ai despre ce am zis azi. Și bineînțeles, dacă vrei, poți să lași un subscribe pentru că tragem să ajungem la 1 milion de follower până la sfârșit de an și să învățăm cât mai multe chestii împreună. Ne vedem în următorul clip.